Războiul din Ucraina a făcut ca mulți locuitori din țara vecină să își părăsească locurile natale și să ia drumul pribegiei. În jur de 220 de cetățeni din Ucraina sunt înregistrați la ora actuală pe teritoriul județului Hunedoara, iar autoritățile, pentru a veni în sprijinul acestora, organizează cursuri de învățare a limbii române. Un prim astfel de curs se organizează la Hațeg, urmând a se mai desfășura și altele. Am fost la Hațeg împreună cu doamna director Tomuța de la JOFM, cu primarul Hațegului. Am identificat persoane care doresc să facă din partea refugiaților cursul de limba română. Ne-au trebuit 14, i-am identificat. Încercăm să facem și o grupă pentru cei de la Certez și din Deva și să-i ajutăm pentru a se putea descurca în societatea românească. Cam câți refugiați ar fi la ora actuală în județul Hunedoara? Sunt în jur de 220. Reamintim că de luna trecută mai mulți copii din Ucraina au început cursurile școlare în structuri ale liceului teoretic IC Brătianu din Hațeg.